Transportul naval reprezintă pentru fermierii din sudul țării cea mai avantajoasă alternativă de comercializare a cerealelor. Aflați în plină campanie de recoltare, producătorii agricoli se lovesc și în acest an de problema transportării recoltei pe canalele navigabile ale Dunării. De ce? În zona portului Corabia, albia fluviului nu a fost dragată, pentru că pur și simplu utilajul este stricat, iar vasele nu mai pot circula. În imposibilitate de a trimite cerealele înmagazinate către Constanța, cele 5 silozuri sunt blocate. La acest moment e foarte gravă. Noi, toate silozurile după Dunăre, de zona Corabia, suntem blocați datorită faptului că nu putem încărca pe barge fiind nedragată Dunărea de ani de zile. Dacă se aduce dragă pentru decolmatare și să se dragheze porțiunea portului Corabia, să poată să iasă pe șenalul navigabil. Altfel nu avem cum să încărcăm produse. În această situație, atât silozurile cât și producătorii agricoli au de suferit. Fermierii în această situație riscă să rămână cu producția în lan sau eventual depozitare pe câmp undeva, că altfel nu au ce să facă, că nu au depozitele lor de cereale, iar cei care au ceva spații de depozitare, faptul că sunt blocate celelalte silozuri, poate să îl cumpere la un preț foarte mic. Mariana Căroi, șefa unui silos din portul Corabia, spune că situația ar fi alta dacă statul ar investi într-o dragă care să stea în permanență în port. În acest sens, aceasta a depus mai multe solicitări către administrația porturilor Dunării Fluviale, însă până la această dată nu a primit niciun răspuns. Cei de la PDF au făcut demersuri de nenumărate ori către ei, au obligația de a ne draga și să putem să încărcăm cerealele în barge, dar nu au luat nicio măsură. Nu mi s-a dat niciun răspuns, nici dragaj nu s-a făcut. Cu ani în urmă, acum 10-15 ani, stătea o dragă în permanență pe zona portului Corabia și se încărcau în jur de 90.000 de tone numai prin silozul unui confec. Nu spun că la rândul lor și pe inalt încărcau tot în jur de 90-100.000 de tone. În acest moment, șenalul navigabil este pe partea bulgarilor.